Așa. Eu tătuim sau ce fac? Eu chiar mai să-i spui, ești mălaos, să-i spui că eu sunt tare malageat. Așa te-am născut. Gata. Mă uitam în pod, dar parcă îmi pare că mă vie de prin telefon. Tu tare bun. Dar eu nu înțeleg, când ajungi la dânsul, parcă te ie valul. Of, Doamne. Nu. Dar fumier? Nu. Nu ești sănătos la cap. Și așa-mi vine câteodată, dorule. Și așa-mi vine câteodată să dau cu cuțetul-n piatră. Salutare, dragii mei! Deși filmăm cu câteva zile înainte, vreau să vă zic că această emisiune va apărea în vinerea Paștelui. Și dacă tot am zis că azi e o zi specială, și invitatul meu trebuie să fie unul la fel de special. Gabriel Nebunu este invitatul nostru de astăzi a emisiunii Uși Deschise pe Unica.md. Eu sper foarte mult să vă placă această emisiune. Asta ce plac mie cu știi că știi și mi-amintești? Când erau fetițele mele mici, noi locuiam mai aici în centru, nu departe, și că ele erau micuțe, noi vineam și ne plimbam. Lor ce le plăceau cu lumește. Doamne, și făceau ei că așa și luau vânt. Dar încă de atunci. Și făceau vânt. Și e că așa îmi sprie, și e că lor mea șamu are un semn, e că drept aici cu barbă. Așa mine. O că, da? Da, cum e atât. De bun și ești, e că așa și e. Pe scările astea trei, știi, când și-o luat vânt. Și când o căsut odată. Eu nu eram în țară, eram mămica mea. Noi eram, nu știu, ne plecați eram. Și când am venit, când am văzut, zic, mămică, uite, trebuie să o duci, să-i coasă, să-i rămână că-i fetiță. Ei, da, mama, mă rog. Și are și acum un pic. Dar cred că nu vă mai uitați voi băieți chiar la toate. Mai ales dacă e sub barbă. Sub barbă, tu îți dea mult mai încolo. Și se vede, da? Probabil tot se vede. Și nu are semn, înseamnă că e însemnat de Dumnezeu dacă toți suntem lângă catedrală. Cât semne am eu, înseamnă că bada prost. Doamne ajută, cu siguranță porumbii ăștia cunosc și când culori și subiecte dacă ele au copilărit aici. Da, aici. Dar cine nici nu copilărit? Mie pare că este locul cel mai, nu știu, mie pare că e locul cel mai preferat a tuturor mămicilor ca de prin Chișinău, știi? Da, aici, ia să vezi ce faci duminică aici. Cum vine nevoia pe mine, dar culori? Cum am de cântat, cum am de plecat. Gabi, la mine permanent pe geamul la mașină, dar nu știu, cam nu știu, cam se vede că nu tremură. Dar la mine cu toana, eu nu înțeleg din buburuzele astea de păsări, eu cât poate să iasă? Noi despre ce vorbim acum? Noi de fapt avem emisiune. Hai măi, noi ne mergem în biserică, apropo. Da, hai, poftim. Ca un adevărat bărbat. Porumbeii vor să intre cu noi. Doamne, iartă-ne! Știi ce am avut aici odată așa o întâmplare? Venisem fără basma. Încă știu că nu e neapărat, deci chiar nu e neapărat să ai basma. V-a tras de păr cineva? Nu mi-a spus nimeni nimic, dar o doamnă s-a apropiat și a spus puneți-vă basma. Când ați vă meargă? Eu zic că nu am, dar chiar e problema, chiar am cu părul prins. Dar și nu știți, ia că și cine l-ați greșit, că nu știți. Și așa duci un pic. Dar eu de asta și mi-am pus fularul la gât. În cazul în care uitați basmaua acasă, vă dau fularul meu. Da, eu credeam că tu te-ai spus. Dacă era fiscul afară, îl punem. Și acum ce e de făcut? Dacă n-ai basmaua, nu mai trebuie să intri în biserică. Păi ia să-ți spun. Dar poate trebuia să luăm niște lămânări. Da. Roată, măi. Înapoi. Ai căruzi? Tu ești la țară, tu știi meghine, dar eu dacă zici la oraș. Mai puțin. Bună ziua. Bună ziua. Putem lua niște lămânări? Da. Azi cu reducere? Să da. Chiar acum, stați că nu te pe bani. Suntem așa. Suntem care le ies mai des pe la biserică? Știți bancul? Da. 5. Nu, 5 mă astea. Hai, de 20. Așa. Hai, așa. Da, de 20 de lei de care le-am deșelit. Hai, de ceară curată. De ceară curată. Da. Este de șapte. Da. Păi, încă leu să-ți dau 3. Da, da. Da. Poftim. E ca încă 2. Dar ca picuța o lasă. Din tot sufletul. Două niu, una. Natalia și una la cel care ne filmează. Exact. Iura, tot, dacă tot a intrat operator cu noi. Iura e de-a nostru. Iura e de-a nostru. Dacă ne punem o lumânare de sănătate, nu ne montează normal emisiunea. Trebuie să trăim chiar cu dâns. Gabriel, auzi? Da. Uite, eu pe bune am spus. Iura, ținește. Eu pe bune am spus, eu nu am glumit. Eu cu, e ca cu toate ritualele bisericești, mai slab. Nu aduceți bine. Din cauza, eu am crescut în oraș, eu m-am născut în oraș. Nu departe chiar, da? Da, eu de chiar aici, în centru sunt. Și la mine acasă nu prea, nici nu prea icoane, nici nu prea am fost... Dar cum să aveți în casă icoane dacă aveți lângă casă o asemenea exact, capodoperă? Exact, dar tu știi că nu era obiceiul ăsta de a merge la biserică. Eu prima dată am mers la biserică, eram, cred că aveam în jur de 20 de ani, tu îți dai seama.
Adică nu prea știu, dar tu, din câte eu știu, tu ești băiat de, în primul rând că ești băiat de la țară, în al doilea rând, tu desori intri la Cașă Sfinte și așa ești cu Dumnezeu în suflet desori. Iată, vezi? Ai? Da. De tu creier. Știi? Este așa o vorbă, ci că nu știi în ce chip de om se ascunde Iisus Hristos. Corect, așa e. Sănătate. Mai ales că suntem în Vinerea Neagră, când trebuie să facem mai multe fapte bune. Da. Și așa că eu vreau tu puțin să mă ghidezi. Iată, pas cu pas. Eu într-o biserică, ce fac eu mai departe? Și unde mergem? Până la urmă... O apucăm la dreapta, cred. O apucăm încoace. Da. Eu știu că în dreapta se pun pentru cei vii. Și în stânga pentru cei care mai sunt cu noi. Exact. Până la urmă, omul, dacă a venit la biserică, face așa cum simte el. Cu siguranță sunt niște reguli, dar uneori regulile acestea se transformă în fanatism. Da? Când unii din țânțar fac hărmăsar, când nu treci pe înainte, nu treci și după. Da, asta e să recunoaștem. Sunt pentru fețele bisericești. Ei trebuie să țină cont de asta. Și noi nu trebuie să ne ducem ca bou în poartă nouă. Dar noi suntem mireni până la urmă. Și o greșeală, cum să nu faci dacă ești om și trebuie să greșești? Pentru ce mai ai spovedanie? Îți duci spovedești că ai făcut greșeli. Dar tu bați mătării. Nu, serios, tu bați mătării. Mamuca am învățat că trebuie să bat mătării. Dar le bat când... Eu n-am, nu, asta nu-i de glumă, dar chiar eu, și eu nu știu să le bat. Și... Ne învățăm acum? Nu. Ce nu? Nu, eu cred că nu-i neapărat așa. Nu-i neapărat. Bine. Hai să punem în partea dreaptă pentru noi, pentru sănătatea noastră. Și în partea stângă mergem și ne rugăm pentru cei care nu mai sunt cu noi. Da. Asta e regula importantă. Și ne închinăm. Îi cunoașteți sfinții? Aceasta este o icoană, vai de capul meu, de parcă-s ghidul catedralei, știi? Dar dacă le cunosc pe de rost. A, tu le știi? Păi, stau și eu unul departe aici. Și să știi că tu ești mai des pot să încep aici. Săptămâna aici. Da? Vin așa pe amurgite, când nu-i prea este lume. Pentru că dacă te vede lumea cum și te trage, da, hai să faci fotografii și asta e o plăcere. Dar când vii la catedrală, totuși parcă vrei să fii în găoacea ta. Intimitate vrei. Exact. Toate ritualurile astea, dar sunt de biserică, bunica, corect? Mamuca mea, da. Mamuca, care... tu așa îi spun, la voi la sud, așa da, se spune? Îi spun bunica mamei tatălui meu, iar mamuca îi spun mamei mele. Și ea prima dată m-a împărtășit în postul mare de Paști. Țin minte și acum cum m-a luat așa de subțior și m-a ridicat și preotul deja m-a împărtășit, știi, și eu. Era așa de interesant și de atunci, într-un fel, am prins drag, pentru că vacanțele de vară mai des le petreceam la ea și înainte de culcare, nu neapărat mă obliga să spun tatăl nostru, dar mi-a spus așa, simți, spui, nu simți, te-ai culcat mare pe lejog. Așa, da? Da, și am simțit. Și de atunci... Oarecum subconștient a intrat asta și mamuca mea este o fire foarte blândă și are un suflet nobil. Și într-o zi mă stăteam și mă gândeam că poate are un suflet nobil și e atât de blândă pentru că are frică de Dumnezeu și poate se roagă. Mi-am pus întrebarea asta care nici până ziua de astăzi nu mi-am dat răspunsul. Dar încerc și eu să fiu ca ea, ca poate să-mi las și mie calitățile pe care le-a lăsat mamucii mele Dumnezeu. Așa-i. Nu tind spre altceva. Tu mi-ai cântat în biserică. La voi eu am cântat la biserică 4 ani de zile. Unde? Acolo, în satul tău? Eu am cântat în biserica unde m-au botezat părinții mei, în satul Roșu, 1 an de zile, așa, sistematic mergeam la biserică. Și 3 ani de zile am cântat în corul catedralei din Cahul, Îngerii Mihail și Gavril. Dar eu, fiind studentă la Neaga, am cântat în corul de la Ciuflea, biserica Ciuflea, exact. Aici din Chișinău, ca studenții. Mergeam săptămânal și cântam la biserică, da. Dar sâmbătă și duminică cântam la petrecere, la nuntă, să-ți dai seama că până la urmă... Îmi vine am un plăcut. Da. Ca studență, știi, mai făceam bani și acolo și acolo și eu eram și dirijor de cor, pentru mine era chiar interesant. Erați bănoasă atunci. Da. Important este că la un moment dat când stai și dirigezi... Mâncam sarmale duminică. Cel mai interesant când stai și dirigezi la biserică duminica, da. Să nu spui că în loc spui tonalitatea, să spui chiuiți, măi, e tipul slujbii la cei care nu eram dirijor, nu, eu cântam în corul bisericii, noi eram studenți și cântam în corul bisericii. Am înțeles, dar se întâmplă, poți, dacă cânti la petrecere și la biserică, în loc spui cântați, hierovi cu sau crezul chiuiți odată. Știi? Dar tu știai că Maria Bieșu până în ultimele zile a cântat la Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae și eu am prins-o, ea cânta acolo seară de seară. Era foarte credincioasă. Dar știi,
Știi ce am observat? Că foarte mulți... Uite că i-a căzut basma. Uite, și să uit o doamnă lungă, i-a căzut basmaua, că vrem să o trag eu, să mi-au pus de bătut pe aici. Am observat foarte mulți cântăreți de operă, s-au refugiat în corurile bisericești. Da. O mare cântăreață de operă, doamna Elena Germa, de la Ștefan Neagă, extraordinară, cântă în corul mănăstirii Marta și Maria de lângă Căușeni. Dar se simte. Când mă duc, uneori mă duc, recunosc, mă duc acolo la mănăstire să o aud pe ea cum cântă. Uite, așa eu merg la Biserica Sfântul Nicolae să ascult corul. Exact. Anume corul. Și acum, în sărbătorile de Paște, acolo trebuie să fie, trebuie să cânti tare. Vreau să spun un secret. Da, spun. Și văd că mâinile sunt reci, dar cu siguranță când ne apropiem de această icoană se vor încălzi. Nu doar mâini, dar și suflet. E ca... Cum mă scu cineva? Cum mă sun în telefon? Cum mă singur nu trebuie să la Biblia. Deci, aceasta este Maica Domnului Făcătoare de Minuni la Hârbovăț. Deci, asta de aici? Da. Nu, eu când vin la ea, am impresia că îndeplinește rugăciunea pe care... Vin și o fac cu râvnă aici, momentan. Deci m-a rugat și nu reușesc să ies din biserică, că mi se îndeplinește. Și vă rog frumos, veniți aici să vă rugați, dacă o să aveți, nu neapărat o nevoie, un necaz sau elementarul bucuriei, să vedeți cum vă ascult. Numai nu vorbește. Dar dacă stai să uiți atent în ochi, ei, bun, că acum e un pic întunecos aici, că văd că fac economie de lumină, dar doar nu vorbește. De sărbătorile de Paște. Dar uite cum fac curățenie. Am fost un ghid bun. Da, știi, chiar ai fost un ghid bun, dar uite că minune, vântul s-a oprit. Ți-mi minte și vânt am intrat noi încoace? Da. Da. Și porumbeii s-au mai potolit. Și porumbeii s-au mai potolit. Chiar îți mulțumesc. Uite, am făcut un lucru bun. Datorită ție am ajuns azi la biserică, am pus o lumânare, m-am rugat, mi-am pus o dorință. Nu te lasă încă să pleci. Da, eu nici nu am de gând să mă duc. Aici. Aici, noi, aici ți-am dat întâlnire. Începutul e tare bun. Da. Nu, ți-a plăcut? Eu când ies de aici așa mă simt... E tot așa, așa de ravisant, nu știu cum. Era cu nori, dar uite că e bine acum. S-a potolit. Mergem, știi unde? Mergem la... La uși? La... Dar de unde știi? A, tu ai văzut emisiunea, așa? Dar cum? Ah, adică dar eu să vin nepregătit? Hai, atunci, dacă vrei, mergi cu mine. Hai să deschidem ușile. Hai, mergem în showroom-ul partenerului nostru, Nani. Da? Așa. Deci, producător de uși parchet. Tu ai dreptate. Bravo! Nani. Lemn natural în fiecare detaliu. Mi-i Gabi. Da. Cred că cu mama ta sunt de-o seamă, dar el spune, da, mama are 49 de stăi, orice îmi dăiești. Să spui cu pașii pașilor, cum ne-ai zis tu? Las că noi tare am râs pe drum. Dar ne-am împit de MC Mike, ține de tot, de Arhanghel Mihail. Am următorul la noi, Gheorghe Țopă, dar el nimerește de Sfântul Gheorghe și zic eu, ce normal. Deci, Gabi, uite că te-am adus aici. Am tresărit. Ai tresărit, așa. Te-am adus aici, în showroom-ul partenerului nostru. Nani. Maladeț! Ai văzut că ai reținut. Nani, producător. Autohton. Autohton, de uși. Uite câte sunt aici, le vezi, da? Și parchet. Natural, din lemn natural. Vrei, nu vrei, când intri aici, te ambiționează să muncești mai mult și să-ți faci bani de casa ta. Dar tu încă nu ai. Stau la chirie, însă spre asta atingem. Dar când am văzut câte uși sunt aici, mai multe uși decât aninei... Apoi te prind toate bucuriile. Vrei, nu vrei să te apuci să muncești, să nu dormi nopțile ca să ai un loc al tău și să ai în casă așa uși frumoase, fără menajament. Și dacă tot îți zici că ai privit tu mai multe emisiuni de ale noastre, ia spune, care le-ai privit, apropo? Cu Irina, cu siguranță, voi sunteți prieteni cu Irina Bivon. Am privit emisiunea cu Irina Bivon, am privit emisiunile acelea unde... M-am regăsit din punct de vedere fizic, pentru că cu Irina chiar m-am regăsit fizic, chiar are și ea 50 de kilograme cu tot cu haine și eu la fel 49 cu tot cu haine. Și am privit emisiunea slăbuților într-un fel fizic. Da, da. Cu Irina am privit, cu Adriana Ochișanu am privit, era pe la început de proiect atunci. E chiar prima emisiune. Am privit cu Bogdan Dascăl, am privit cu Vitalie Dani, cu Nelly Ciobanu. Și eu atunci când m-au telefonat colegii tăi, așa, ne tutuim sau ce facem? Hai la tu, dar cum? Normal. Eu știu. Apropo, noi eu am respect, adică să știți. Dar de fapt o să mă tutuiești, fiindcă niciodată nu mi-a plăcut așa la dumneavoastră. Da, dacă vine vorba de relația mea dintre mine și mama, categoric e matale. Adică îi spun din la respect voi matale. Spune, da? Da. Cu toate că alții sunt împotrivă, că atunci când spui matale, parcă pui o strictețe în relații. Nu e adevărat. Matale a fost încă din sat, m-am trezit, aveam
aude puțin dimineața la ochi și o trebuia să zic Matalia. Păi asta e, că tu ai învățat așa să o spui de mic. Și eu dacă de mic cu mama vorbeam la tu și cu bunii la tu, așa, așa era primit la noi în familie, deci mi se pare absolut normal să fii și una și alta. Aici nu intrăm în polemici. Bine, mergem mai departe. Eu mă bucur că tu ești fanul nostru înrăit și privești emisiunile. Eu, pe urmă, îi spui să mă laud, îi spui că eu sunt tare maladeață, eu sunt sigur. În cameră neapărat și după cameră la fel. Da, mulțumesc. Dar n-am să cer de la tine acum complimentele. Vreau să începem imediat chiar cu prima rubrica noastră și tu, dacă ai privit emisiunea, știi cum se numește. Ea se numește Eu știu cine sunt. Hai! Încă o dată, rog, eu știu cine sunt. Eu știu? Da. Dacă tu ai privit toate emisiunile noastre, atunci cu siguranță știi că prima rubrica a emisiunii noastre se numește Eu știu cine sunt. Trebuie să mă prezint într-un minut. Exact. Hai. Și uite, am privit, dar nu m-am pregătit de acasă. Foarte bine. Să fii totul spontan. 3, 2, 1 și... Ce știu despre mine? Da. Cine ești tu? Cine sunt eu? Am 1,85 m. Da. Gabriel Nebunu. 60 de kilograme cu tot cu acel cojoc de iarnă care are 10 kilograme. Sunt un sufletist, cred, și îmi place să cunosc frumosul prin credință, cântec și oameni buni. Sunt nebunul și în realitate, dar și în buletin. Și îmi place să cunosc lucruri noi și să sper că totul va fi bine. Atât? Da. 40 secunde. Da, mai ai 20 secunde. Încă 20 secunde? Da, hai mai spune. Da, nu pot eu zic despre mine atâtea, nici mă ne rușine. Așa e, ți-e rușine. Lasă că lumea. Bine, da, ok, bine și 40 și știu de ce, ești încă tânăr și încă urmează. 20 de secunde peste 20 de ani. Apropo, dacă tot ai vorbit acum de vârsta ta, de să-ți urez la mulți ani, fiindcă mulțumesc. Tu acum recent pe 20 aprilie, uite chiar zilele astea, ai fost sărbătorit. Mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc și pentru cadouri și pentru toate. Deci, 21 de ani. E o cifră tare frumoasă. Mie mi se pare chiar mai frumoasă decât 22. 22 împlinit? Da. Eu credeam 21. Dar o să-ți fie ușor, pentru că sunt născut în 2000 și practic 2010, 10 ani, 2020, 20 de ani, 2022, 22 de ani, 2023, 23 de ani. E adevărat. Anul trecut în pandemie am sărbătorit 20 de ani pe 20 aprilie în 2020. Îți dai seama ce numerologie interesantă. 2 ani urmă, da, foarte frumos. Da. Foarte am zis frumos. Că odată cu noroc. Pe dracu. Are noroc. A venit COVID-ul. A venit COVID-ul, cruci de aur. Și, dar am mai înțeles ceva. În perioada asta de COVID, da, și avantaje și dezavantaje, după părerea mea, mai multe dezavantaje, însă cred că acea horă care am făcut-o pe 20 aprilie la marginea satului, în ograda mămucii mele, în 4 oameni, cred că acei 4 oameni au luat locul la acei 100 care aș fi vrut să iau să invit la ziua mea și să iam aproape de mine, pentru că mi-am dat seama că nu sunt veșnici ai mei. Și am făcut un dans anti-COVID. Am luat o gheoagă în dreapta, o gheoagă în stânga, haraj, care spun în harman. Pus, îmi pare că pe Instagram, și am pus da, asta pe Facebook. Amintesc, și am zis, mămuca, păstrăm distanța socială. Matale cu un harag în mână, eu cu un harag, mama cu alt harag. Și în felul ăsta nu ne țineam de mână. Și era o chiuială, care COVID? O fugit! Așa-i? Dar tu, poate multă lume nu știe, dar tu ești născut cu mama ta într-o zi, adică mama te-a născut de ziua ei. Da, eu sunt un norocos și din punctul acesta de vedere, pentru că noi ne sărbătorim ziua odată, în aceeași zi, când eram copil la mama acasă, lângă sânul ei, făceam ziua noastră de naștere pe aceeași dată și în aceeași zi. Acum, fiind distanțați, cineva sărbătorește acasă, cineva aici. Asta, până la urmă, nu este un impediment, pentru că și data asta, când ne-am născut odată, mai tare m-a apropiat de mama. Da, și normal. Și pentru mine asta este ceva, wow, ceva uluitor, cum așa, cum este posibil, pentru că mama a născut natural. Ea a spus și mi-a spus chiar, așa te-am născut, gata, m-am trezit cu tine pe piept. Voi sunteți doi frați. Am un frate de 28 de ani care de asemenea este pe 15 aprilie. Deci mama ne-a născut pe noi în 5 zile. Eu nu știu cum o calcula cu tăticul și o făcut ei. O stau cu calendarul în pat între dâns și nu am idei. Da. Pe aceeași dată. Și mi-a spus că 94 s-a stins lumina prin vară și l-a plămădit pe fratele. Și în 2000 iar s-a stins lumina. Dar nu s-a stins, dar n-aveau bani să plătească. Și vrei, nu vrei, dar am apuc de făcut copchi.
din start vreau să vă zic, dacă folosesc cu hie sau cu in, să fiu înțeles, sunt niște regionaliști de la sudul Moldovei și unde mă duc, chiar și în interviuri, mă strădui să păstrez graiul acesta de la sud. Cu hie, cu hinu, cu ie, cu h, așa se spune așa la noi, și mă, harman, harag. Cine dacă nu voi, interpreți de muzică populară, mai ales voi, vă am o scuză. Să duceți. Exact, exact. Adică tu ești alinarea mamei, așa, într-un fel, da? Da, pentru că mama mea și-a dorit foarte mult o fată. Și tatăl meu de asemenea, având un frate. Și o 9 luni de zile la mama mea în burtă am fost fetiță. Mama de 4 ori a trecut ecografia și de 4 ori a zis, Sveta, u tebea haroșa e devăcica. Și când m-a născut, u tebea haroșa e malcic. Și eu am fost alinarea mamei, fratele fiind mai mare deja este bărbatul tatii, eu bărbatul mamei, ne înțelegem perfect. Cât am fost acasă, ca orice ce copii în ogradă, în casă, frați, surori se băteau și cu ce găseau prin casă și prin ogradă. Acum am conștientizat odată cu vârsta că n-am făcut bine ce era în copilărie ca și relație. Îmi lipsește acum. Însă probabil din adaptare, adapta probabil și noi unul fără altul. Dar avem dorul acela năprasnic în suflet. Da. Dar spune-mi, te rog, dacă tot ești născut pe 20 aprilie, cu siguranță s-a întâmplat ca să-ți faci ziua de naștere de Paște, așa? Odată la 7 ani. Odată la 7 ani, tu deja știi cum... Da, sigur, odată la 7 ani cade ziua mea de Paște și odată în 7 ani mai interesant, de Paștele Blajilor, tăți duc împărțitul la tăți din același pahar, hai, sănătate. La mulți ani și lui Gabi și... Adică cu paharul celălalt bunezesc. Gata, da. Că mă nervez, am o ciudă. Măi, măcar bieți alt pahar, nu tot din acela. De aici dau împărțit colanș cu prosoape. De aici, hai Gabi, străiești la mulți ani. De aici chiuială, de aici una plânge, că-i blajâne. De aici, doamne, all inclusive în anul acela. Și ieșim ieftin. De aici, pomană, de aici, da. Păi la voi vesel, la voi toată luna aprilie, în familie, sărbătoare. Ideea e că și tatăl meu e cu coarne. Da, pentru că el... e capricorn. Este în ianuarie. Dar tu crezi în horoscop? Nu. Eu sunt reticent la ceea ce ține de horoscop. Dar tu ce ești? Că cornorat ești? Berbec. Da? Eu, mama, fratele și... Ești pe 20, ești la răscruce, poți fi ștaur. Da, tot e cu coarne. Păi da, noi toți în familie suntem cu coarne și când se apucă o hora cornoraților, păi nu ne scoate. Da. Dacă tot rămânem la ziua ta de naștere, da? Uite, ai avut vreo zi de naștere? De ce e de caritorul la care ai visat? Sau încă urmează să ai o zi de naștere așa cum ți-o dorești tu? La 10 ani am făcut o singură zi de naștere acasă cu niște prieteni, din ce mi-aduc aminte când eram copil mic și de la 10 ani până la 18 nu mi-am mai sărbătorit ziua de naștere. Iar la 18 ani, asta și mi-am dorit, să am lângă mine oamenii care au fost acolo la începuturile mele, la baza formării mele. Și am avut în jur de 100 de oameni. Am făcut la un restaurant din capitală, la doamna Nadejda Herța, care este... chiar o mamă adoptivă aici la Chișinău. Da, am văzut și eu în postări că ea are interviuri. Cu tine așa o relație specială. Știi de ce, Aura? Pentru că Nadejda simțea atunci că mie mi-era foame și nu aveam bani să-mi cumpăr mâncare. Eram la cămin, la Neagă. Nu știu ce, al 7-lea simț l-avea și mă sună și îmi zice, ce faci? Eu zic, mă uit în pod. Dar ți-ai zghior la imațele, așa? Deci zic, era rușin să-i spun că da. Dar facem o pauză. Și tot mă uitam în pod, dar parcă îmi pare că mă vede prin telefon. Ei, nu de mult m-a ridicat la masă. Hai, nu bate capul, vină la mine. Dar pot să spun că tu azi tot ai venit flămând la emisiune? Dar eu am ceva cu treaba asta. Nadia nu m-a sunat. Dar spune, de ce ai venit flământ? Spune, las, știi lumea că ai rămas fără preț. Dar stai că eram să fac și scandal. Așa-i? M-am angajat la un liceu din capitală, la Vasile Alexandrii, și am deja stagiu de muncă. Dar 2 ani. Deci ești profesor? Profesor de muzică, de educația muzicală și de ansamblu etnofolclor. Colegă, știi că și eu. Cât ai salariu? Azi ajung la pensie amândoi.
Of, la tine e o pensie, o mai mare, că tu ești tineriel. Cu siguranță. Nască, dacă ajungem cu bine la pensie, prima pensie o cheltuim. Ne ducem în Maldive de prima pensie. De doar să fim noi așa pe Și mă duc eu astăzi la liceu, dar le-am dat test la ei, pentru că mi-aduc aminte că din liceul de la Cahul, unde învățam, profesorii în ziua în care ne dădeau test se îmbrăcau frumos, își făceau părul, se parfumau. Și azi am zis că e de să mă îmbrac și eu așa mai frumușel și să mă duc să-l dau test la ei, să mă pun în pielea profesorilor mei de când eram copil. Și m-am gătit eu așa, mă duc să-l dau test și așa am intrat țanțoș. Astăzi avem test, dar ei sărmânii toți cu tresărit. Domnul nebunul, dar și sunteți așa, 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 așa serios, azi, nu v-am mai văzut așa azi. Dar eu zic, încerc. Da. Și le-am dat test după test, m-am mâncit extraordinar de mult. Și m-am dus la cantină, dar ca să înțelegeți, eu mai mult mă duc la liceu ca să mănânc, pentru că acolo găsesc mâncare caldă. Gabi, alți băieți, bărbați mai fac și altceva, ei se mai însoară ca să eu îți măsor după 25, dar sfaturi bune cât vrei, dar deloc nu erau holtiei. Am înțeles. Așa. Și după ce, n-aveam, mă uitam, mai sunt 5 minute, mai sunt 3 minute, până la pauză să mă duc să mănânc la cantină și ajung la cantină, da, bucătăreasă. Să mă scuzați, azi așa de mult s-a venit să mănânc și nu m-am așteptat. Nu știu de ce, de la o bucată de vreme, tot s-a înflămânzit. Și eu n-am calculat normal și tare puțin mâncare am făcut. Eu zic, eu fac scandale pentru ce am venit la lucru. Spre dauri să mănânc. Eu două zile în săptămână sunt la liceu și acolo mănânc mâncare caldă. Pentru că acasă, na, când mai fac eu mâncare caldă? Așa. Ca o adevărat soră mai mare, a spus Gabi. S-a uitat la mine că afară bătie vântul și s-a uitat că mă duc și încolo și încoaș. Și încolo și încoaș. S-a uitat așa cu jel la mine. Du-te, Gabi, și mănânc. Dar eu zic, cam e departe cantina asta și precis mai ven înapoi. Dacă mă ia vântul, mă găsesc la Botanica. Și mă duc și am mâncat. Și după mâncare, ce se întâmplă? Boala cui? A porcului. Dar nu-ți dau voie ți-ți doar, Doamne, ferește. Faci la voi așa de confortabil. E bine. Hai, că eu întrebări tare multe am pentru tine, chiar sunt multe. Tu ai vorbit despre copilăria ta în foarte multe interviuri, da? Aș fi vrut să vorbim un pic și la noi. Iată, spune-mi, te rog, pe tine te-a călit copilăria? Cu siguranță. Pentru că la un om când este foarte bine, el nu mai caută alt bine în altă parte. Deci a fost un pic, a fost grea, să zicem la așa. La un om când este puțin mai nevoios, caută acel bine în altă parte. Și eu l-am căutat. Și, dar cu timp am înțeles că așa a trebuit să fie. Nu mă plâng. Pentru că la un interviu am cam dat din bucătărie prea mult. Și s-au supărat ai mei pe mâine. Și eu am dat la acel interviu tare mult. Dar eu nu înțeleg, când ajungi la dânsul, parcă ție valul. Of, Doamne! Salutare, Dorin! Noroc, Dorin! Am avut și de câștigat, dar te-am pierdut. Of, ia că... Când vine cu scusora Aura, sărim peste tine, ați treacă pofta de podcast-uri și de interviuri. Ce spui, Dorin, mă? Doamne, și-a mai avut de pierdut pe interviu. Da, dar nu știi ce face el acum. Acasă a fost în limitele posibilităților, ca la toată lumea, cu bine și cu rele. Părinții mei au fost așa, ceea ce ține de dragoste, mai distanți, pentru că așa erau timpurile atunci, Aura. Și oamenii, ei spuneau mai rar, te iubesc, sau deloc. Și astăzi când aud un te iubesc, mi se pare străin. Nu neapărat de la altcineva, dar de la părinți. Și ne cătând la ce, părinții tăi, uite, noi suntem de seamă cu părinții tăi, da. Știi? Și, bine, nici eu nu sunt de cei care spun la tot pas te iubesc, dar totuși eu văd diferența între mine și mama mea. Și asta nu înseamnă că mama nu mă iubea, dar mama mea are și o vârstă, da? Ea arăta dragostea ei prin altceva, altceva. Prin grijă, exact. Prin da. Tu ai dreptate, generația asta mai tânără, ei la tot pasul spun, te iubesc. Da, pui-o lui mama, da. Pui-o lui tata, of, 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 nu te închide, of, nu te zgârie. Ei, trăgem o trântă acasă. Ridic-te mai repede, știi, spală repede până la nu-ți atreci. Acum s-au schimbat timpurile. Dar cum îți ar plăcea mai tare? Tu crezi că ești așa e ok? Nu știu. Nu știu. Să abordez metoda comparației. Păi, dar tu ești profesor, tu vezi copiii de azi, cum ți se pare? Eu iată sunt toată, iată permisivitatea asta, cum ți se pare? Un exces este așa spre dezavantajul lor. De acord. Dar,
Nici nu trebuie să fii străin de niște calități sau vorbe pe care ai putea cu ușurință să-i apropii de tine. Noi acum vorbim de pubertate, de nu știu ce, de vârsta adolescentină, da? Dar spune-mi, te rog, dar tu cum ai trecut de vârsta asta adolescentină? La tine asta cumva s-a răsfrânt? Au simțit-o părinții tăi, tu cum așa? Eu, ți-amintești? De la 12 ani, am plecat de acasă. Eu nu prea am reușit să mă alint în pubertate, în post-pubertate. Eu am devenit matur dintr-o dată. Dar unde ai plecat tu la 12? La Chișinău. La cine? Și tu aici stăteai la rude la cine? Dar eu unde n-am stat? Unde numai n-am dormit? Nu, stai un pic. La 12 ani totuși ai fost dat pe mâna cuiva, nu? La 13 ani am participat la un show de talente. Așa, da. Așa, da, și de atunci și asta, da. Am plecat. La un concert, după show-ul acela de talente, a început să mă invite cineva la un eveniment privat, sau la un concert, sau să plec chiar undeva peste hotare. Mama mea făcea procuri pentru 70 de stewardese de la Air Moldova. Deci eu aveam procuri și tot timpul când zburam undeva, îmi punea un plic de ăsta în gât, minorul Gabriel Nebunu decolează la Frankfurt. Mă lăsa stewardesa la Frankfurt și măcar găsiți-mă și nivreți. Mă arătă și triceasul în aeroportul acela și de stres am răgușit. Am o șiudă pe aeroportul acela de la Frankfurt. Ferească Dumnezeu. Și de mare, cât orașul este. Te-au lăsat copilul sângă. Și de stres am răgușit. Și treabă să mai fac eu la nuntă așa, dacă nu putem să zici bună seara. Și la nuntă te-au trimis. La seara. Am slăgit 3 kg în 3 ore de stres, când mă găsă nimeni. Tu deam la anii ce vă și bani de, da. La nuntă, așa? Și nu, m-ați întrebat anterior de cum mă vedeam eu în perioada adolescentină. Nu pot să zic că m-am văzut cumva, pentru că nu țin minte când a trecut. Deci, eram preocupat de altceva. Asta vreau zic, că pentru părinții tăi, tu n-ai fost un copil problematic, da? Nu. No. Nici de cum. Eu și orachii și lenjeria le-am cumpărat-o de mititea copil. Adică tu n-ai avut gen, știi cum adolescență, ei consideră că ei sunt cei mai deștepți, ei știu cel mai bine, încep care acolo, diferite, încerci în nas, nu ți-ai pus? Eu arăt la urechi. În nas, nu ți-ai pus? În buză, în urechi. La buric tot. La buric, deci... Noi părinții au fost evieri. Dar tu, apropo, e că niciodată nu te-am văzut. Tu n-ai fumat, așa? Nu. Dar fumezi? Nu. Sincer? Am încercat odată la cămin, da. dar recunosc. Nu, și ne-a pus țigara o fată. Și o fată. Și o zâmbi nici cum o cheamă. Of, Doamne, și e ca mamele de băieța zică, of, și fete, ia ca și fete cresc ca mu. Cu fata aceea... Tari-s buni. Cu fata aceea am fost cei mei buni prieteni timp de 4 ani. Ei, o dată, nu, o singură dată. Și când am tras, m-a înnecat. Așa, bă, și eu mă îmbătiu, îmi pierdem cunoștința. Mă întrebau cum te cheam, eu zic, nu știu. Și atunci am încercat, recunosc. Ei, la cămin, viața de cămin, tai de capul meu cum te călește și încerci de toate. Tu la Nia ai intrat după clasa 9, da? După clasa 9, aveai câți ani aveai deja? 16 ani. 16 ani. Da. Dar tu știi de unde eu te țin minte, Gabi? Când eu prima dată te-am cunoscut? Eu nu știu câți ani aveai. Era, parem, 2014, probabil. Noi ne-am întâlnit la un concert la Ginta Latină, un concert de 8 martie pentru femei. Da. Îți amintești, da? A fost caz foarte, foarte interesant. Vrei să-ți povestesc cum te-am cunoscut eu pe tine? Poate va fi interesant și pentru cei care mi-i privesc. Habar nu am și eram îmbrăcată, dar eu și eu, dar am încercat să ghicesc. Noi eram mulți artiști, țin minte atunci. Țin minte și cine? Da. Vitalie Dani. Corect, eram mai mulți. Și eu eram în culise, mie mi s-a spus că eu acuș trebuie să evoluez. Tu erai în scenă. Eu, pentru prima dată, așa, dintr-o parte, am văzut că cineva acolo cântă cu voce atât... Pițigăiată de copil. Eu credeam că sau un copil sau o fetiță cântă. Exact. Da, și așa am văzut. Eu am văzut acolo un băiețel și... Dar... Hai, că vă mai zic un secret din culise, dar tot de-a fac emisiunea asta. Te rog. Deci, noi interpreții, din păcate, cu timpul cam obosem mult, stăm pe tocuri și eu, prin la mine asta deja e o problemă. Eu îmi încalc tocurile când mă anunță să ies în scenă, apoi eu, dacă ai văzut, îmi urc cu pantofi lângă mine, i-am încălzat și am ieșit. Că altfel, gata, nu mai pot de picioare, mă dor, știi, să stau, să aștept până în rândul meu, pe tocuri, e complicat. Și se termină piesa, mie spune... Doamna ora, acum dumneavoastră sunteți? Da, eu mă calț, tocuri și aștept să intru și aud de acolo. V-a plăcut? Finele, da. Of, dar chiar vă mulțumesc, vreți să vă mai cânt? Dar ele, da. Și el, ei, dacă spuneți, eu mai cânt. Mai descalz din nou, zic, asta e program. Nu, dar mă rog, o șerută, zic, e ok, hai, mai așteptăm.
Iar îți termină cânticul, iar mă încalc. Fiindcă trebuie să mă anunț deja pe mine. Și mă uiți, și iar acolo, public, nu-ți aminte, ai cântat-o ceva așa tare, le-ai distrat pe ele și ele. Iarăși tu, v-a plăcut? Da. Mai vreți? Și mai vreți? Da. Vă mai și cânt. Vă mai cânt odată. Eu mă uit, era, dar Vitalie a cântat pe mine, Dani, da? Și zic, Vitalie, cine e ăsta? Zic, cine e cu chelul ăsta? Zic, eu... Și cu mânzul ăsta. La care Vitalie spune, zici că e nebunul. Dar eu zic, dar chiar bă, e nebun. Dar el zic, nu, el chiar e nebunul. Zic, ce se întâmplă? Zic, Gabriel nebun. Eu zic, așa e numele de familie, da. Am buhnit în râț, m-a descăltat, te-am mai așteptat un cântec. Până la urmă ați cântat? Și am vrut să zic, am spus de ghieni. Am înțeles. Te-am pomenit. Și zic, dacă mă mai încalț odată și iar mă descalț, slavă Domnului, ne-ai dat voie și am ieșit și eu în scenă. Iată, asta a fost prima mea întâlnire cu tine atunci și am memorizat numele tău, Gabriel Nebunul. Și zic, păi, dar în scenă, cu așa nume de familie, dar pe urmă zic, dar nimeni n-are cum să uite de așa interpret. Ei, dacă te-am avut de pierdut pentru asta, cum ați explicat da, anterior. Au fost artiști care te-au... Au fost. Și sunt. Gabi, serios, dar mie mi se părea că tu de acum ai de spus, de acum ești totuși un nume. Mai sunt care te pun la punct? Și așa zici și... Da, păi asta e, știi. Așa zici și artiștii amărâți. Dar nici nu vreau să discut pe tema asta, pentru că... Dar de ce nu? Mie mi se părea că tu ai trecut. Da, la început... Chiar mă consumă. Pentru că mi-aduc aminte de niște momente așa neplăcute și mi se face prost pe inimă. Dar asta e tinerețea. Dar ce se întâmplă la voi în breasla voastră de interprezi de muzică populară? Eu am observat că totuși la voi e un pic diferit ca la ăștia de muzică ușoară. Dar ce ați observat? Am observat că este concurența asta. Uite, și Cornelia Ștefaneț mi-a confirmat că este concurență la voi anume în breasla voastră de muzică populară. Cel puțin eu personal nu concurez cu nimeni. Corect, dar eu am vedere că se simte că se simte, e că, uite, te pun la respect, da? Sau ți-o fac diferite de astea, cum să zic, lucruri neplăcute, cum se le numesc? Șmecherii, podlegi. Exact. Eu mă străduiesc așa să mă țin departe de gura asta a celor care poate nu-și găsesc definitiv locul în tot domeniul acesta, pentru că omul când este prea încărcat și are cu ce se ocupa, el nu reușește să-l discute sau să-i spună altuia că uite ăsta nu are repertoriu sau ăsta uite cum a ieșit sau cum s-a îmbrăcat sau uite că ăsta cântă mai mult ca mine sau are concerte mai multe ca mine. Eu nu am timp să mă ocup cu așa ceva. Mie mi se pare că omul care se ocupă de chestiile astea este un om limitat și care nu are încredere în ceea ce face. Îmi cer scuze că te întrerup, dar spune-mi, te rog, eu te cunosc pe tine, iată, chiar de atunci, de la începuturi, tu ești foarte respectuos, tu ești cu toată lumea foarte respectuos. Niciodată nu am văzut să ridici vocea sau să fii arogant sau cumva în niște scandaluri. Păi atunci care? Ce îți fac ție? Cum e binevenit la noi? Ce nu-mi place lor? Dacă ești bun, ești luat de prost. Dacă cineva te-a supărat și tu ai revenit cu bunătate în schimb, ești sănătos la cap, cu siguranță. Adică trebuie să dai înapoi cu bunătate. Înseamnă că tu trebuie să răspunzi cu aceeași monedă. Nu, mie nu-mi place așa. Eu am citit undeva o întâmplare dintre două țări care erau certate între ele. Și un președinte i-a trimis o găleată cu noroi. Dar un alt președinte i-a trimis o găleată cu portocale. Și ăsta l-a întrebat, care a trimis noroiul. Dar de ce mi-ai trimis portocale? Pentru că eu te-am murdărit. Eu ți-am trimis ce-am avut. Fiecare dă ce are. Așa fac și eu în continuare. Foarte frumos. Și știi ce am înțeles? În viața asta e greu de făcut două lucruri. Ori spui ce simți și distrugi totul, ori nu spui nimic și te distrugi pe tine. Și atunci care? Și uneori, care e? Uneori știi cum... Ieșirea din situații, că știi, tu spui, uite, la asta mi-a spus tot cineva, acum nu de mult, o prietenă de-a mea, zice că este o vorbă, ori alegi să spui ce crezi sau alegi să fii fericit. Exact. Și tu ce alegi? Nu cred să fim fericiți. Mergeam într-o zi prin piața centrală. Dar mie îmi place să mă duc, să văd cât costă castraviețe, cât costă roșii. Toată lumea spune, de ce nu plătești facturile online?
Nu-mi place, eu vreau să mă duc la poștă, să mă mai salut cu o doamnă, cu o bătrânică, mă mai vede, mă mai cunoaște, îmi spune, m-am văzut la televizor și aduc o bucurie. Mie îmi place să comunic cu oamenii. Ce să plătesc eu online? Las cu ei plăti la 80 de ani. Mă duc acum cât am putere și sunt forță. Așa. Să vezi cu ce bucurie mă duc eu să plătesc facturile. Normal că atunci când e ieftin, când mă duc să plătesc gazul, e rău. Luna asta te-ai dus tot cu bucurie, așa? Nu vreau să ne aduc aminte când se închid pleoapele, automat. Și merg eu prin piață și au două doamne între ele. E el. Dar nu, el chelnași că ta prin piața centrală. O să într-un fel eu nu sunt. Da, da. Dar dacă el, uite la dânsul, cât e de slabă. Fa, dar poate e bolnav, el între două grăieu. Dar poate n-are fa și mânca. Nu se mai țin. Da, altă, dar poate a dracului. La de ăștia nu se țin carnea pe dânsul. Și mă întorc la dânsul și spun, dragile mele, eu sănătos tun. Dar ce-i drept că doamnele cam astupau soarele. Și eu le zic, slab, slab. Dacă îmi trebuie să intru în trolebuz, nici ușile nu trebuie să deschidă. Așa că e avantajul meu, știi? Și am, eu peste tot unii mă duc, pot să încap și într-o geantă. Am făcut odată un experiment, dacă tot îmi permite familia. Ai, de capul meu trec vama liber. Știi că, pot să țin respirația vreo minut, n-am treabă, eu sunt cosmonaut. Talentul nu este un dar. El este o obligațiune. Cel care îl are, el nu are dreptul să se odihnească. Așa și eu, dacă Dumnezeu mi-a dat talent, de ce să nu lucrez asupra lui? Pe lângă ceea ce mi-a dat divinitatea, să mai adaug și eu ceva, ce aș putea eu să învăț. Și una cu una, îți dai seama, se face una tot întreg. Cel mai tare ce mă doare că vorbesc cu unii, eu n-am glas. Pe mine mulți mă îngrăiesc, eu n-am glas, eu nu pot cânta. Rupi din mine. Dacă nu m-ați auzit că eu cânt o doină, asta nu înseamnă că eu nu pot cânta, asta înseamnă că eu n-am avut unde să o cânt. Pentru că oamenii poate să nu înțeleagă. Da, și să ieși pe scenă la Palatul Național, să cânti o doină, da. Cineva poate zică, nu știu, să știi să cânti. Sau să mai fac niște vibrații, să mai fac niște floricele, o să înțeleagă cei care sunt din domeniu, dar nu o să înțeleagă poate oamenii care ne ascultă zi de zi. Bine, în sală de concert poți să cânți, dar eu spun de altceva, tu ești la școală și tu ai văzut, cărțile, da? De exemplu, când le pun la copii niște doene, că ai văzut pe program că sunt, reacția lor care, deci ei nu sunt familiarizați cu asta, ei chiar nu cunosc și n-au răbdare să o asculte, dar nu intră în esență. Dar spune-mi, te rog frumos, da. La care concert acum în zilele noastre, bun, că a fost pandemia, da. Eu puțin văd să se cânte doine, de exemplu. Eu nu știu, că dar nu vor bine, la concerte de muzică populară nu se cântă. Interpreții vor, dar publicul când vine la un spectacol, și așa vine odată la Palatul Național, vrea totuși să uite de griji și nevoie, că totuși doina, balada, te duce în extremități și te bagă în găleata aia cu emoții și cu amintiri nu prea frumoase. Pentru că doina este de jale, de înstrăinare, de recrutare. Da, și uite că trăim timpurile că chiar e binevenită. Și când este un spectacol pe an la palat, atunci trebuie să iasă interpret și să cânte doină, să-i mai adaugi suferință pe sufletul celui care te ascultă. Nu poți să faci. Ea spune, tu odată pe an vii la palat? Sau... Odată în 3 ani. Sau deci odată în 4 ani. Mai este și aici, așa? Dar eu pot să vă spun și de ce? Dar în alt proiect. Păi, eu bănuiesc de ce? Că nu ești solist într-o orchestră care evoluează, zicem așa, des la Palatul Național, da? Din orchestrele mari, zic. Din orchestrele mari. Dar de ce tu, apropo, nu te-ai dus să te propui să zici, uite, că aș fi vrut să fiu solist. Poate, așa parcă, se poate sau nu? Parcă ți-am spus anterior că mulți spun că n-am glas. Cum să primească un interpret care n-are voce? Așa chiar ți-au spus-o? Da. Mi-au spus în față. Am participat la un concurs la noi. Mie mi se pare că tu ai fi, nu știu cum, ar fi o găselniță pentru o orchestră, să ai o orchestră și tu ai fi o achiziție foarte bună pentru orice orchestră de muzică populară. Aura, am fost la un concurs, am participat câțiva ani în urmă. Uite, înainte mi-aduceam aminte și bărbat, caracter de bărbat, nu zic, dar îmi dădeau lacrimile. Acum gata, m-am adaptat. Am participat la un concurs și așa de gine am cântat că ne-a dat ultimul loc. Și la urmă, un membru din juriu a venit și ne-a spus așa, bravo, frumos ai dansat,
Spune-te, rog frumos, cum am simțit eu atunci când acel concurs era legat de vocal și am fost unul din puținii care am cântat o doină. Da, mă rog, pe membrii jurilor, îmi stă în gât. Eu deranjat că eu am abordat dansul de la sud, mi-e permite zona de unde vin, că la un moment dat am cântat o bătută și am zis, hai de cântat, am tot cântat, m-am pornit eu la jucat și am dansat și s-a ridicat lumea în sală și chiu eu de la un moment dat credem că sunt la nuntă. Uh-huh. Și eu deranjat. Și la urmă i-am spus așa, foarte frumos ai dansat, bravo. Cu ce speranță de viitor m-am dus eu de la acel concurs? Spune-mi, te rog. La ei mei 17 ani. De ce să vii așa cu un foarfec de ăsta de vie și stai aripile? De ce? Lasă așa, cum am dansat. Dar știi despre ce este vorba? Eu cred că despre altceva. Aici este vorba despre niște clișee, da? Iată ce ține în special de interpreții de muzică populară. Apropo, iarăși am vorbit cu Cornelia la emisiunea precedent, Cornelia Ștefăneț, că un pic parcă mi se pare că se mai schimbă lucrurile în muzica populară. Deci, interpreții voi, ăștia interpreții tineri, și la aspect sunteți altfel, da? Una la mână. În al doilea rând, deja și vă comportați în scenă, voi mai dansați, vă mișcați, îndemnați lumea, pe când poate cel juriu este de pe timpul când interpreții muzică populară, uite, puneau așa mâna în șold și două mișcări. Sau mâinile în jos, exact. Și total. Poate pe ei asta i-a derajat. Poate ei au spus că ei asta e așa. E un fel eu nu știu, de... dar eu niciodată nu o să uit concursul acela. El te-a marcat. El m-a marcat, Aura. Du-te tu acasă, eu eram la cămin. Și nici nu eram mulți, eram vreo 13. Și din 13 am fost acela care am luat ultimul loc și la urmă și un compliment pe măsură. Dar scuzați-mă, vă rog, eu nu sunt călcat pe ureche și eu pot cânta o doină și eu pot cânta o baladă și eu pot cânta o horă rară. Da, eu pot că confirma, eu te-am pot auzit confirma. Și nu odată, noi am cântat în concert împreună. Da, când auzi de nebunul, nebunul-i tra-la-la și tra-la-la, huiu-iu și ia ca așa să-mi bataca și eu la mea. Nu. Și muzica asta așa are locul ei, dar dacă mă pui să-ți doinesc, eu îți doinesc cu toată inima și tot. Bine, dar uite, tu oricum ai avut... Păcat de zis, totuși tu ai avut un cântec împreună cu orchestra Lăutare. Da? Da? Deci hora ta, de fapt, piesa ta de, hai zicem, cartea ta de vizită. Da? Mai badeculiță. Mai da. Badeculiță, da. Este un cântec în colaborare cu orchestra Lăutare și chiar vreau să-i mulțumesc din tot sufletul și mulțumesc că ai pomenit de asta. Îi mulțumesc lui Corneliu Botgros care mi-a dat... haina unui aranjament extraordinar. Eu când am auzit aranjament, eu am zis, domnul Cornel, nici versuri nu mai trebuie să spun pe așa aranjament. Și pentru asta îi mulțumesc tare mult lui Corneliu Botcos și pentru că a acceptat să imprim cu ei. Uite, Gabi, tu ai participat de mic, hai zice, mi-erai foarte tânăr când ai participat la România au talent. Acum. Da. Ai îmbătrânit. Nu, am bine că erai copil de tot. Ia spune-mi, te rog, cum ți se pare ție, dacă ar fi de comparat Moldova are talent cu România au talent, da? Care este diferența? Cum ți se pare ție? Moldova are talent, i-aș lua apărarea pentru că e aici unde m-am născut. Da. Și concursul a fost primul din viața mea care m-a scos în lumea asta nu atât de ușoară, dar foarte frumoasă, în lumina asta a reflectoarelor. România au talent a fost deja ceva oarecum așteptat într-un fel, pentru că eu m-am dus la România au talent din dorința aceea de a mai trece încă o dată și de a mai retrăi momentele pe care le-am petrecut la Moldova are talent, pentru că era mult sâng de copil cât masa asta și nu prea înțelegeam cum se unge untul pe pâine. Dar după ce am fost la România au talent, deja conștientizam ce înseamnă să fii cu adevărat într-un studio, să ai 100 de camere, o cameră de filmat aici, peste tot, absolut. Și acolo tot? Ei sunt, știi cum, îți dai seama, posibilități enorme și când compari, na, poți să compari pentru că și de tehnică și de felul ei cum vorbesc, cum se comportă acolo. Ai noștri sunt tot, au fost minunați, doar că așa cum le stă... Era mai provincial, într-un fel. Moldovenilor, da? În caracter, știți? Am trecut, am uitat. Acolo, de exemplu, când făceam repetiții la România au talent,
Păi eu uitam cum mă cheamă, pentru că ei nu mă scoteau din Răulețul, din Mititelul, din Frumușelul, din Ursulică, din Maimuțică. Așa da. Te complimentau, te dezmierdau. Asta o diferență. În Moldova noastră sunt foarte multe talente care stau în umbră. Și Moldova are talent, este numai bună pentru a-i lansa. Dar avem și o problemă, ca și țară. Suntem lenoși. Pentru că au fost două ediții, dintre care, fără falsă modestie, dar cine se mai ține minte de la Moldova are talent? Unde sunt participanții aceia? Acest concurs este ca o trambulină. O pistă. Te-a aruncat, fii deștept și începi să dai din aripi. Mai departe, să zbori. Pentru că dacă ai căzut, la colțul străzii nu mai stau așa concursuri care să te arunce atât de sus. Și eu cred că și ăsta este un motiv în care n-au mai continuat, dar și motivul probabil financiar, pentru că a fost un proiect foarte scump. Iată, stăteam, acum vorbeam cu tine și mă simt ca la o spovedanie. Numai că nu-mi pun nimeni apoala în cap. Și de aici povestim între noi. Am impresia că nici nu mă filmează nimeni. Da, da. Noi de mult nu ne-am întâlnit și de mult n-am vorbit cu tine. Vezi câte lucruri s-au schimbat între timp. Dar eu mă bucur foarte mult pentru succesele tale, să știi. Mulțumesc. Eu simt că ai spus cu bunătate. Da, și da. Deci noi chiar n-am avut noi cu tine nimic. Poate de asta nu cântați populară. Poate și din motivul ăsta. Da, iată, tu spui din muzică populară. Cine pe mine m-a întrebat de ce nu fac și muzică populară? Cineva m-a întrebat de ce nu cânt și muzică. Apropo, Vitalie Dani, când a fost, a spus că a făcut un album de muzică populară și am spus, Vitalie, dar cum de, știi? Că totuși, muzica populară trebuie să o poți să o cânti. Și el zice că, da, dar am vrut să încerc, am vrut să fac așa un experiment, știi? Și am zis, eu chiar îi spuneam că poate nu m-aș vedea să cânt muzică populară și aș de asta de la rădăcini. Dar așa stilizat, da, da. În foarte multe interviuri, alegi să vii în haine naționale. Da. Și aici, hai că zic un secret, producătoarea noastră, Iuliana, salutare. Tu ești producătoare? Ea e producătoare. Dar și ne-ai spus deodată. Tinerică. Ne-ai pus așa de gustoasă apa? Da. De la robinet? Aduși clor. Deci, eu știu, din câte eu știu, producătoarea noastră te-a rugat chiar să... A insistat. A insistat. M-ai auzit? În haine să vii normal. Nu normal, nu, stai un pic, dar tu aveai de gând să vii în Port Național? Da, acolo mă simt cel mai bine și așa mă simt bine, datorită aurii tale pozitive. Da, nu, dar știi care e momentul? Eu chiar m-am bucurat să te văd așa, nu din cauza că nu mi-ar plăcea în Port Național. Eu te văd mai des în Port Național și mai rar, uite, ca așa. Și ziceam ceva mai devreme că am văzut o schimbare la mulți interpreți de muzică populară, în special generația tânără, care se îmbracă foarte interesant, foarte modern, uite că te văd chiar modern și puțin interpreți de muzică populară poți să-i vezi așa îmbrăcați modern. Pe tine cineva te îmbracă sau tu singur să alegi haine? Nu mă mai îmbracă nimeni chiar. Adică tu ai așa gust așa este. Mă trezesc poate... dimineața și am plecat, scaut. Uite, costumașul ăsta, e un costum foarte drăguț, așa din tricotaj, foarte așa vesel, de primăvară. Și tu cum? Tu te-ai dus, l-ai văzut undeva sau tu te-ai dus, ți-a plăcut, l-ai cumpărat și... Am cântat la un concert în Italia. A. La Milano. Așa. Și a doua zi mai aveam un concert seara. Da. Și am zis ca să... Nu mai duc să caz gura pe acolo. Hai să intru prin magazin, dar nici eu ruptul capul, nu mă gândeam că, uite, o să cheltui banii pe acolo. Și un costum la un preț foarte modest. Că eu nu sunt din oamenii cei care îți dau bani pe haine. Doamne ferește! Adică, exagerat. Și la un preț foarte modest. Și mi-a plăcut, nici nu l-am măsurat. Mi l-a făcut cadou. Mi-a plăcut și cei care erau cu mine au observat că am avut un vibe așa pozitiv vis-a-vis de costumul ăsta și azi cred că i-a plăcut. Hai să-i facem cadou. Dacă ne-a propus, nici nu mi-a plăcut deloc. Dar nu trebuie, dar în gândul meu, mare, ne cumpărați în el, că nu fac treabă țar la concert. Și mi l-au cumpărat, dar foarte modest ca și preț. Dar mă simt tare bine în el și chiar mulțumesc prin intermediul emisiunii voastre, mai vin și eu îmbrăcat altfel, pentru că oamenii mă cunosc în costumul național și deja cam le-am exploatat la maxim pe toate. Da, astea am văzut într-un mantou lung, așa bej, cu fular. Îmi place să mă mai gătesc așa, pentru că îmi permite, kilogramele, și kilogramele și înălțimea. Și am zis că da, dacă am, de ce să nu profit?
Ia apropo că cele mai scumpi contracte sunt la instituțiile muzicale. Da, și la un moment dat oamenii te întreabă, dar ce ești, e așa de scump la nuntă? Uh-huh. Așa răspunsul. Da. Știți cât costă un contract? Un 30.000 de lei, așa, o nimica toată. Aici e Republica Moldova, da. Dar bine, pentru cei care nu știu de ce sunt atât de scumpe, din motiv că foarte multe lecții se fac unul la unul cu profesorul, costă, individual. Da. Și costă, deci nu faci în grup. N-ai cum să înveți vocalul în grup. Trebuie să-l faci unul la unul, n-ai cum să faci pianul în grup. Unul la unul cu siguranță. Și alte obiecte, de aia, de aia. Dar ceea ce ține de prieteni, uh-huh, vreau să mai fac o paranteză și nu din domeniu, oricum mai mulți i-am mai mari ca mine. 30 plus. Pentru așa te simți bine. Așa mă simt bine, eu așa mă simt cu ei. Eu câteodată când stau cu unii de vârsta mea, eu înțeleg, eu n-am ce vorbi cu ei. Atât. Asta ar însemna că și viitoarea sau poate prezenta, eu nu știu cum. Ea e mai mare ca mine. Este, da? Vreo 4 ani. Adică te simți mai bine, da? Da, te învață de toate. Nu trebuie să chinui tare. Minte este în viață. Tu da, ești, trebuie să fii ascultător, gata. Mai departe, ești în mâini bune. Uite, cu invitații mei, de obicei atingem diverse teme. Și iată cu Bogdan Dascăl, tu spui că ai văzut emisiunea cu el. Noi am vorbit despre drepturile de autor. Ai auzit? Da. Ce spunea el la capitolul ăsta și care este părerea lui. Eu aș vrea să discut. Serios era? Da, eu aș vrea să discut și cu generația ta. Iată la acest capitol. Ce crezi tu? Da. Sau adică ce crezi tu despre drepturile de autor în general? Cântecul pe care l-am eu în repertoriu, Măi Badeculiță, și pentru care mă cheamă multă lume pentru el, deci este scris de doamna Ioana Dordea, o pământeancă de-a mea de la sudul Moldovei, din satul Gotești. Chiar o mică istorioară, cum am dat eu peste acest cântec și l-am luat din sunducul doamnei Ioana. Uh-huh. Noi ne-am întâlnit vis-a-vis de Palatul Republicii la ziua Portului Popular, pare emisie, și eu zic, doamna Ioana, eu vreau așa un cântec, dar s-o sunt că-i pentru mine. Și Dumnezeu doar așa, mi-a fredonat un crâmpei. Mere de frunzuliță, toate fetele-s la joc, dar badea culiță, dar supărată-i foc. Doamna Ioana, gata, dar băt eu un vânt, broboada Dumnezeu, la vale, ochiișile mele, la deal. Doamna Ioana, nu-mi cântați mai departe. Eu sunt că eu. Cânt cu eu, deci eu n-am auzit a treia strofă, a patra strofă. Eu am simțit din start că ăsta-i cânticul pentru mine. Deși eu aveam ideea asta, pentru că eu l-am făcut omagiu bunelului meu, Dumnezeu să-l ierte, Nicolae, care era la fel de glumeț, Nicolae Nebunul. Uh-huh. Și pentru bunelul meu am făcut cântecul ăsta, Culiță, fiind cu această idee în gând, m-am măcinat ani de zile ca să găsesc melodia asta sub un copac, unde am stat de vorbă cu doamna Ioana. Și când am fost la Agenția de Drepturi de Autor, din start am scris textiera dumneiei, melodia dumneiei. Melodia da, populară, nu? Melodia dumneiei și textul. Serios? Dar cum așa? E chiar, îi aparține sau aparține? Ea tot a auzit-o cândva de undeva? Cel puțin dumneiei este autoarea și așa deci, și am scris. Drepturile de autor îi aparțin. Am înțeles. Interpretat, m-am scris și eu acolo un mărunțel, Gabriel Nebun. Da, doamna mi l-am dat cu tot sufletul și când un om îți dă ție ceva cu tot sufletul și îți merge bine. Pentru că am avut succes cântecul acesta și mulțumesc, Dumnezeu, mai mult nu vreau. Încă vreo două, măcar așa. Păi, Dana, chiar am vrut să te întreb, tu câte scriu piesele ai originale ale tale? Deci nu pe care le reinterpretezi, așa, dar ale tale. În repertoriul tău. Așa, e și problema. Și mai mare problema mea este că și toate discuțiile astea de culise și răutățile astea vin din lipsa mea de repertoriu. Eu nu am repertoriu. Uh-huh. Păi cum facem? Facem la cantitate ori la calitate? Hai să răspundem. Ori facem un cântecel pe an și să ne-l mai ceară lumea din când în când pe la radio, ori facem trei pe noapte și scoatem CD-uri în fiecare lună. Eu nu optez pentru asta. Eu am 11 melodii adunate. Așa? Care o să le vină rândul la toate. Și câte le-ai lansat deja? Nicăieri nu mă grăiesc. Am lansat 4, uh-huh, Joc de Moldoveni, Badea Culiță, Să pornim bătutele, un cântic în stilul sudului, uh-huh, și ți-ai vândut căsuța maică, apropo, care este scris de Georgeta Voinovan. Și pentru asta îi mulțumesc din tot sufletul și am fost și am scris-o la drepturi de autor. Și Geta a scris și muzica. Și textul. Și textul. Și Geta, și te-a apucat, scrie muzică populară. Măi, nu știu, stăteam la geam și m-a inspirat. A, și ea te-a sunat, da? Eu l-am auzit, Alfredo, nu știu, și zic,
Dar și fredonezi netale acolo. Da, da, da. Ia să-i mai tare. Ei, ia cânta și eu plângeam. Am zis, Ianiu, Ianiu, te rog frumos. Neagă, n-am știut, și un cântec și vreau să-l... L-am făcut în variantă cobză și vioară, dar acum îl reimprim cu orchestra. Dar toate la timpul lor. Cu ce orchestră lucrezi tu? Sincer să-ți spun, acum am optat pentru un taraf. Așa? Ca să meargă mai repede lucrul, știi? Așa am intuit că va merge mai repede, dar tot e complicat. Da. Dar așa e când ești mai mic el. Și în continuare sper să mai imprim niște cântece alături de frații Advahov. Dar tu ești foarte solicitat. Foarte solicitat. Eu te văd permanent plasând. Londra, Paris, Irlanda și tot așa. Ia-mă cu tine, eu asta am vrut să zic. Ia-mă și pe mine. La pachet. Cu mare drag. Știi ce tandem perfect faci? Pentru că, oricum, invitații se cam satură, cam obosesc de populară. Așa. O oră. Bate-mi palma aici? Da, cu drag. Taie, te rog, frumos. Producătoare. Trece în coasta. Iura! Vin cu așa repede. Vină și taie mai repede. Toată lumea a văzut. Eu cu Gabi mi-am văzut. Așa. Gat. Păi, dar oamenii asta și vor. Să găsești și din ușoară, și din populară. Da. Aura, încă înainte postam tot, acum nu postez nimica. Sincer îți spun, mai ales pe Facebook, nu mai postez plecările mele. Idei mari. Da, cum? Dar nu trăiam cu asta, că stau să mă gândesc gura lumii sau cu ochi răi. Nu, dar de ceva timp încoace totuși am înțeles că atunci când o să-mi fie mie bine definitiv, o să fie când eu nu o să postez. Da. Sau o să postez după ce a fost. Dar tu știi că eu am altă problemă. Eu îmi dau seama, iată, am văzut. Noi am venit, tu ai luat, hai să facem o story. Eu uit de treaba asta. Sau când merg la o petrecere, eu nu mi-amintesc de telefon și pe păi, pentru... de ce n-am făcut? Păi pentru asta mă și cheamă diaspora. De ce? Pentru că, uite, le arăți oamenilor cam ce mai faci. Oamenii sunt interesați nu doar din viața ta profesională, dar și din personală. Să te mai ochești aici, să te mai chitești, să mai arăți cum ești într-o niște culise. Hai că învăț eu mă multe lucruri. Dar cum? Dar tot lucrul acum e să-l recunoaștem chestia pe Instagram. Sau cum zici mai mult ca mea, pistogram. Pistogram? Da. Eu am 70.000, dar sunt toți organici. Deci nu i-am adus la mine. Ce organici? Adică cum? Reali. Dar sunt și ireali. Sunt acei care îi chemi la tine pe pagină prin intermediul unui concurs sau unor asta premii. Asta Instagram sau da, ce? Instagram. Stai să mă uit. Dar la mine a venit, n-aveau și fași. Și a venit la mine. Cât ai tu? 70.000? Da. Dar eu numai 16.700.000. 16.700. E, înainte. Asta e mult? Telefonul lângă tine, s-ar mai duce. Te etichetezi de sară și până... Mai scurtoți atâi și vin la mine. Da, dar ești organici? Ești organici. Bun. Hai. Vezi că mai învăț. Da, și... Dar ce râzi, Iulia? Și încă dau și roade. Iulia, nu te râde. Că-i să ajungi. Sau, nu, corect, îi spus, Iulia nu râde. Când spui nu te râde, da, într-un fel te râzi de tine. Dar asta nu înseamnă că noi am terminat interviul. Mai avem o rubrică și dacă să deschidem fost... ușile. Ei, ia, uite ce-ți place. Vrei așa, da? Da, cum? Bun, că... Eu apropo... pentru asta așa am venit, pentru coș și ala. La vieți ori nu? Avem. Dar tu știi că... Păi noi... dacă nu-l aveți, vă rog, nici dacă... nu dați pe post ce-am vorbit azi. Vreau să spun că mai mulți dintre cei care ne-au scris au spus că tare le plăcea în momentul ăsta când invitatul nostru căuta coșul, știi? De nu l-am dat la așa, binevol. Dacă ai fost atent, tu ai fost, ai privit ultimele interviuri, ai văzut că avem o rubrică care se numește Întrebarea Roșie. Mi-aduc aminte de Denis Rifai și de cele 40 de întrebări din România. Da, și nu doar. Sunt foarte multe emisiuni și uite că producătorii noștri s-au inspirat și ei. De ce? Nu foarte sunt bine, un pic întrebări sigur. Un pic așa mai picante, nici nu picante, poate mai profunde, așa. Iarăși, este la alegerea ta să răspunzi la ele startul. Sau nu. Dar eu sunt sigur că tu vei răspunde la toate, fiindcă tu ești așa de felul tău păi foarte dacă nu răspunzi, mai tare îți aprins pai în cap. Oare de ce nu răspunzi? Oare așa? De ce nu răspunzi? Înseamnă ceva nu în regulă. Așa. Mă citezi. Da. Prima întrebare. În o scrisoare făcută către fratele tău, ai scris. Aoleu. Mereu nervos pe mine. Mai ales când tata îl trezea dimineața să mă ducă la grădiniță, făcea câte o mutră, asta trebuie doar să vedeți. Așa am crescut într-o cameră, pe un divan, nu aveam pe atunci camere separate. Eh, vremurile astea. El cu tata, eu cu mama, în felul acesta la noi acasă, formându-se două tabere, ce persistă și azi. Nu vorbim cu săptămânile, uneori cu lunile, chiar dacă suntem la aceeași rețea, în aceeași țară. De ce oare?
Cum ia bunica noastră odată, indiferent de ce se întâmplă și ce decizii voi lua cu tata, cu mama, nu trebuie să afecteze relația dintre voi, pentru că sunteți doi frați. Și acum urmează întrebarea roșie. Ce greșeli făcute de părinții tăi nu vrei să le repeți? Lipsa asta de a oferi dragoste. Dar îi înțeleg că se nășteau. Poți mi-a răspund o dată? Nu la căldurile. Spune mai departe. Da, mai încă o dată. Și râd. Te-ai emoționat? Nu, tu m-am odat în călduri, dar nu știu ce, cred că nu s-a început. Știi ce s-a început la tine? Nu s-a început emoțiile. În viziunea mea, părinții n-au greșit față de noi. Ei au fost impuși de timpuri să greșească sau să facă niște lucruri care poate nouă nu erau preplac. Pentru că fiecare copil vrea o căldură din partea părinților. Dar ce n-ai face tu în așa caz? Ce au făcut ei? Timpurile de astăzi ne permit să oferim copiilor căldură, să le oferim posibilități pe alocuri deja în exces și aș petrece timpul cu odorașii mei, i-aș duce la grădiniță și poate că la unii li se pare un lucru atât de elementar, dar el este atât de important. M-aș duce la ședințele cu părinții, că tata la mine nici nu știe unde e grădinița, școala. Ei, nu mă la tine, și la mine. La grădiniță, la ședințe. Și aș petrece sărbătorile în liniște. Să putem cu adevărat simți că la noi în casă e Paștele, sau e Revelionul, sau e ziua noastră de naștere. Întrebarea a doua. Sub o postare făcută de tine ai scris: de hramul Chișinăului am avut fericită ocazie de a interpreta o rugăciune chiar în fața Catedralei Metropolitane. Îi mulțumesc mult regizoarei doamna Lidia Panfil pentru că mi-a oferit posibilitatea să mă manifest și din alt punct de vedere în fața publicului. La mulți ani, Chișinău! Acum urmează întrebarea roșie. Când ai simțit că ești celebru? Eu cred că până și acum, cuvântul ăsta celebru nu-i pentru mine. Bine, când ai simțit că... Celebritate. Tu mă nini fric când aud așa cum. Bine, când Mirușeni. Ai simțit că ești deja o persoană cunoscută, persoană publică, lumea te recunoaște. Așa, bine deja. Nu. Adică nu vreau să fiu fals totodată, dar asta am simțit încă după ce am participat în 2013 și mai apoi în 2015 la acele show-uri de talente. Pentru că vă dați seama că erau foarte urmărite de oameni și informațiile și pe Facebook și pe toate rețelele de socializare tot mergeau din 24 de ore din 24. Și oamenii de atunci au ținut minte și cum ai spus și tu, Adineaurie, că oamenii au mizat mult pe numele meu de scenă. Ei nu țineau minte Gabriel, eu am fost prezentat pe scenă și Ghena Nebună și Gheorghe și Grigore și Dorin, da, și Daniel. Eu îmi imaginez că probabil tu în copilărie ai vrut să schimbi numele, așa? Cred că copiii mici te eu în copilărie tot timpul spuneam cum ating vârsta de 18 ani, cum îmi schimb numele de familie, mă duc la starea civilă și îmi schimb numele de familie, dar eu nu, spuneam așa, o să-mi iau numele de familie a soției mele. Doamne, când am plinit 18 ani, mă gândeam prost am fost. Dar știi ce am vrut să te întreb? Asta poate nu la întrebare roșie, dar eu mi-amintesc de acel concert care noi l-am avut, ții minte? Pantofi. Cu pantofi? Nu, atunci era cu pantofi. Când în frig, uite, chiar în mașină vorbeam. La Nisporini? Da, ții minte? Într-un care sat, pantofi? Atunci sat, eram îmbrăcat și încălțat. Și era frig și tot. Și eu acum vreau să mă gândesc, era frig, tu, tineriel, eu, bine, de tot. Aveți trei perechi de mănuși pe mâine, aduc aminte. Și nu puteți să-i microfonul luneca. De frig luneca. Ce era, ții minte? Și era, noi cântam chiar în fața la o stație, acolo, la satul celălalt. Lumea dansa, nu de treabă. Tu știi minte și satul? Da, cum? Dar și frigălău a intrat și atunci. Și eu atunci mă gândeam, iată cum mă gândeam, tu, când ai început să cânti, tu ți-ai imaginat că așa este cariera unui interpret? Sau tu totuși vedeai altfel? Tu credeai că este așa în scenă, la Palatul Național? Eu, în general, nu-mi imaginam ce înseamnă. Eu nu-mi imaginam
cu ce se mănâncă asta? Așa e. Domeniul ăsta? Nici pe departe. La mine nu se lega în cap că aici ar putea să stea și o doză de răutate, și o doză de ranchiună, și o doză de invidie. Dar condițiile în care, da, în care lucrează artiștii Republica Moldova... Vorbim din punct de vedere moral. Da. Asta e enumerat, le-am spus din punct de vedere moral. Da. Le-am spus. Dar din punct de vedere material, eu cred că noi suntem o excepție pe globul pământesc. Ori Africa, ori noi, la posibilități. Eu am cântat și în căruță. Eu țin minte, am tras odată o trântă într-un glod. Dar nu mai avem alt costum național de schimb. Mămurica al Dumnezeu, am ieșit de aici cântam foaie verde ca lunul, cântă Gabriel nebunul. Care Gabriel nebunul? Răpănosul nebunul, că eram murdar de glod. Dar și pe astea de tractor. Dar nu ți-a părut rău niciodată ca Elias? Poate te-ai gândit, păi până nu târziu, dă-mi să mai fac o meserie altă, că uite că nu e așa cum credeam eu. Nu, știi, nu? Cei care cântă muzica populară, eu zic că sunt mai adaptați cu asta, cu, da, căruța, cu remorca tractorului, cei de muzică adică ușoară. Adică ar trebui să fii mai ok. Cam e mai străin pentru voi, pentru că eu am cântat și pe drum de piatră, și pe drum pământ, și pe asfalt, și sub asfalt, și prin gloci, și prin zăpadă, și peste și tot. Și la fel. Și, da. Așa, Gabi, întrebarea cu numărul 3. Ai spus de drogat și am început să miros iarba. Hai! Când ești în sate și miroase tot la balică, știi? Dar așa e o plăcere că tu vii scânt la hrap. Da. Sau aboroscai, sau te împungi și curnuțe. Eu tot timpul, dacă încalț ochișile, până la genunchi am ciorapii de lână. Și că v-am invidiat pe voi, pe interpreți de muzică ușoară. Că voi veniți în ochi încuță și normal, lumea așa și trebuie, că vă vede așa. De popular. Da, noi, de popular, da. Dar noi trebuie să te vadă așa, ca la prin televizor. Prin Boreanu și prin Baligă, cu tocurile. Da, cu tocuri. Eu tu flindește și acolo intru în șibote, dar firma am intrat și m-am încălțat. Să minte, odată am cântat tot așa pe un stadion și până am ajuns la remorca și de tractor să mă urc, am mers prin curnuț. Dacă ciorapii de lână, vă dați seama că strâng toți curnuții de pe drum, chiar mulțumim că ați venit și ne-ați făcut curățenii, că noi ăștia de la primărie trebuia mâine să strângem tot curnuții de pe stadion. Da, descalță, mă, descalță, că nu mai pot. Gata, dă-i, ia că-i șadă aici, Iana, ce-i mai ușor? Sărmănica, dar de când tot schinui tot interviu, eu n-am putut să mă concentrez la interviu, că mă uitam la tuflii mele. E bun, mirosul e... Da, și mă, și cu tine, tot de gine, Gucci. Gucci. Și bați capul, nu bați capul. Nu știu, că mă ustură ochii, dar înțeleg la zi. Uite, băi, că uși chiar găsi lumea screată. Bun, noi ne întoarcem la întrebările noastre. Întrebarea cu numărul 3. Nu mai plângi, plântoare. Nu mai plângi, dragă mamă, iartă-ți eu rătăci. Da, da. Într-o postare făcută de tine, pe rețelele de socializare ai scris: astăzi am fost acasă, cu litere mari. Am organizat noi festivalul strugurilor. Ne-am adus aminte și am retrăit cele mai frumoase momente alături de familie. Nu ne-am mai strâns la cuibul bunicilor de multă vreme, toți la olalt. Puțină roadă, recunoaște mămuca, însă, optimistă de fire, ne-a zis cu vocea ei caldă și plină de miere, eu azi am auzit-o, într-adevăr așa și este, cum numai la 69 de ani, fără două zile poate. Cea mai bogată roadă îmi sunt copiii și nepoții, cu care astăzi împreună am cules struguri. Acum urmează întrebarea roșie. De ce nu a reușit mama să umple golul bunicii? Noi la mămuca, cel puțin eu, eram tare așteptat. Mama mea era și este o muncitoare din trecut. 20 de ani a muncit la maternitate și când își lua concediu, ea se ducea și lucra cu ziua la vie. Ea niciodată n-a stat acasă. Ea nu reușea elementar să stea cu noi. Și voi ați spus, ați fost dați pe mâna bunică. Mă duce la mămucă. Da. Fratele meu era pe acasă, sau poate fratele duce la bunica. Da, ne duce la mămucă, la 70 de kilometri de orașul unde noi ne-am născut, de Cahul, și acolo ne cânta cucu tătă vara. Și acolo eu sunt născut la oraș, la Cahul. A, tu ești orașan? Da, eu acolo am copilărit, eu acolo am învățat. Dar eu verile petreșeam la Șamalia, în raionul Cantemir.
toate pășunile erau a miele. Sara, după 5, când am urgea afară, mămuca mă trimitea după Viorica, dar Viorica era vaca ei. Și... Bine că Viorica așa altcumva. Da. Și mă trimitea după șesă, după Viorica. Și Viorica venea acasă, dar nebunul nu mai venea acasă. Și cele mai infernale călduri pe atunci le-am petrecut la mămuca la țară. Mama tatălui meu, bunica mea, domnica de la Cotihană, doar că satul Cotihană este cum ar veni o suburbie din Chișinău și e mult mai aproape de oraș. Sunt mai modernizați, cu apă caldă în casă, cu condiționer, cu baie în casă. Da. La mămuca încă s-a păstrat. Ne scăldăm în lighean, da, cum? Facem mâncare la cotlon, strângem hlujanii, coașim pâine. Asta. Da. Și eu cred că ea a fost cea care te-a influențat să cânti muzică populară. Cu siguranță și tot stilul ăsta așa, mai de la țară și mai țărănos la meu, este de acolo, de la marginea satului și eu nu vreau asta să treacă niciodată. Eu pot să fiu și elitism, dar sunt foarte ok și țărănism. Da, da, da. De la țărănism, la elitism, un pas. Da. Și invers. Într-o declarație făcută, tine spuneai: critica pe mine nu mă afectează. Mai mult îi afectează pe cei de acasă. Dar iată, tatăl meu este expert în comentarii negative. Aoleu. Le găsește mereu și apoi îi zice lui mama: ai văzut ce scrie despre fiorul tău? Și apoi mă sună pe mine și îmi spune. Da? Și acum urmează întrebarea roșie. Merită să se expui viața personală? Depinde până unde vrei să ajungi. De exemplu, eu sunt ferm convins că pe cei de acasă mai mult îi interesează despre noi din viața de după culise, din viața personală. Dar ei nu înțeleg că noi doar acolo avem acea găoace, acea oază unde ne mai putem aduna din când în când. Pentru că cei care nu sunt în domeniul acesta, ei nu percep lucrurile ca și noi. Lor le este ușor, ei n-au o viață publică, ei s-au dus dimineața la locul și au venit seara și atât. Însă noi ne expunem total în fața oamenilor, pe scenă, în fața camerelor. Și noi măcar undeva am vrea să avem o viață intimă, personală. Și nu doar pe scenă. Tu, uite, viața de toate zilele, tu mergi pe stradă și tu ești în vizor. Tu exact. Înțelegi? Dar ce să faci dacă pe om interesați? Cine tu te culci? Cine tu iubești? Unde tu te odihnești? Doamne ferește, să te duci într-o țară mai exotică și să postezi că tu te-ai dus de parc, tu te-ai dus și ai furat din buzunarul la altcineva. Păi, dar te fac ouă și cu oțet. Eu am avut posibilitatea să merg în Dubai, recunosc. Uh-huh. Eu am fost acolo pentru că am cântat la o nuntă, la niște miri și mi-au spus că tu vei veni la noi în Dubai. Da, și eu am fost la ei, eu mi-am achitat doar drumul, rest nimic. Dacă era să-mi achit și hotel și cinele la restaurant, eu n-aveam posibilitate, recunosc, să mă duc acolo. De-aia acei care mă urmăresc, cărcotașii, pentru că sunt și oameni cu inimă bună, nici nu se discută. A, uite, e stare bani de Dubai, dar tu de unde știi prin ce posibilități și prin ce intermediu m-am Gabi, dus eu? Gabi, dar tu crezi că e cazul să te justifici în fața lui? Nu, vin cu explicație. Mie mi se pare că un om bine educat și normal, el s-ar bucura pentru un interpret de la noi care are posibilitatea să meargă să vadă niște locuri. Adică da. Ar spune, uite, că și la noi se plătește lucrul ăsta. Da? Da, exact. Deci tu, fiind o persoană publică, respectiv ai și niște cheltuieli și sigur. Trebuie să... Dacă tot ești în vizor, trebuie și să trăiești un pic, poate, mai diferit. Clar că nu prea se referă la oamenii de artă de la noi. Dar nici nu-i cazul să te justifici. Mi se pare că chiar nu-i cazul. Cu viața personală, eu, de exemplu, mie nu-mi place să mă afirm cu cine eu stau la braț sau cu cine eu mă plimb seara prin parc sau cu cine eu mă iubesc. Mie nu-mi place pentru că este spre dezavantajul înțelegerii noastre ca și cuplu. Și pentru că eu nu mă afirm cu cineva și nu mă arăt cu o fată de mână, eu mă trezesc să fiu și blamat. Dar eu nu vreau, pentru că eu m-am întâlnit odată cu cineva și alții trecători, am făcut niște fotografii când și am fost în restaurant, chiar și când am fost în restaurant cu o fată, cineva
niște camere ascunse, ne-au fotografiat și au trimis la altcineva și în felul ăsta s-a iscat acolo niște neînțelegeri. Păi asta înseamnă viață personală, când eu vreau să ies cu cineva, să servesc un pahar de vin sau un pahar de spumant, stau în gândurile mele cu cineva de care chiar mi-este dragă. Dar nu înseamnă că de omul de care tu ai o simpatie deosebită și o dragoste, asta nu înseamnă că tu trebuie să te expui, pentru că ochii ăștia răi oarecum își lasă amprenta. Da, și evident. Te afectează. Și îți dai seama, omul cel care e alături de tine, el într-un fel trebuie să-și asume. Dar el se inhibă. El trebuie să-și asume popularitatea ta. Exact. El trebuie să aleagă să trăiască cu o persoană publică. El se inhibă și eu am pățit-o. Da. Fata, n-a mai vrut să iasă cu mine. Și nu i-au dat voie părinții. De ce? Pentru că, na, tu te gândești și el îți duc, când tu ai să-l prins, el e plecat numai psihotare, doarme în aeroporturi. Cine știe ce l-a dâns acolo după culise, știi? Cine știe cine se duce, el îți spune că se duce la notă, dar cine știe unde se duce el cu adevărat. Și Gabi, și momentul cel mai plăcut pentru tine, văd că tu aștepți cel mai mult, tu cred că asta a fost motivul că ai venit la emisiune, tu ai venit după cadou. Cum, mă duc la liceu ca să mănânc? Noi, gata cu vorbitul? Așa dar mie mi se repede, dar noi am stat binișori, vreau să spun, că am stat binișori. Eu sper doar că nu mi-a ieșit alpii la buze, când grăiesc prea eu mult. Eu îmi fac griji că producătorii vor fi nevoiți să monteze, că noi chiar am stat bine la Taclale cu tine, mulțișor. Vedeți ce înseamnă dacă nu ne-am văzut de mult timp? Nu ne-am văzut de mult, da, e ca așa cu toți. Uite, pandemia lipsa asta. Iată, de asta mă bucur pentru emisiunea asta, că iată așa îmi revăd colegii, totodată mai aflu despre noutăți. Totodată mă duc și eu împăcată și cu multă energie acasă, că iarăși am avut pe cineva drag mie. Voi când m-ați invitat, nu vă lingușesc. V-am spus, vă spun și recunosc că am fost bucuros pentru că am urmărit toate interviurile tale și am văzut că aici era un amalgam de talente, de actori, de prezentatori, de cântăreți și cam la toate emisiunile ai prezentat apogeul. Ceea ce ține de cântăreți. Nele Ciobanu, o voce inconfundabilă. Vitalie Dani, un interpret foarte bun. Bogdan Dascăl, și prezentator și moderator. Adică, și la un moment dat mă gândeam, de ce mă subapreciez sau mă subestimez? Și când m-ați invitat voi, zic, măi, eu ce interesant, dar chiar mă duc. Da. Stau și eu la braț lângă toate celelalte emisiuni. Paura. Da, mulțumesc mult. Dar la noi, uite, nu, chiar n-a fost ideea să mergem pe rechinii noștri și pe toți cei mai, dar eu vreau să zic că așa s-a întâmplat că toți îmi sunt cât de cât colegi, ești așa de breaslă și noi cu tine am lucrat. Și tu mi-ești coleg de breaslă, că tu nu ești de ieri. De-aia, uite, noi cazul ăsta cu concertul de la Mârzoaia, cum zici tu, asta a fost prin 2018. Cât? 4 ani în urmă? Uite, deja 4 ani în urmă. Dar ne cunoaștem din 2000. Îmbătrânit și îmi pare rău. Concept cel de la 8 martie. Din 2015. 2015? Da. Păi iată, vezi, dar tu zici că de asta ești? 7 ani. Tu îți dai seama de când tu... De acasă. Și de acasă tot. Și trebuie să ne încălțăm? Ne încălțăm din nou. Hai să ne ducem după cadou. Uite ochii mei și de roșii. Și ne s-o strâns. Oare s-a văzut nevoia asta? Nu cred. La Iura camera e bună de tot. Dă-mă, mamă, după Iura, după Iura, după Iura. Continuare o știi? Nu. Ce? Ca să-i vezi aparatul, ca să ieși să mă dai hora, să mă dai hora. Te-ai stricat și tu, Gabi, te-ai stricat, te-am lăudat toată emisiunea, și când colo. Și când colo, și când colo, ce ies din tine? Nu e așa și trebuie să facem. Noi, trebuie să facem finalul. A, nu, trebuie să cauți cadou. Să cauți cadou din să care? Să cauți cadou, iau și am mai spus-o. Da. Gata filmăm? Da. Bun. Deci și acum urmează ultima rubrica noastră. Dar de fapt noi vorbim despre asta. Așa. Tu urmează să cauți cadou. Iau și iar am spus-o, Iurea. Tu urmează să găsești cadoul nostru de la partenerul nostru. Of, hai încă o dată, am spus-o. Nu, asta chiar nu trebuie. Hai. Tu știi? E tare, nu eu.
Da. Da, la export, dar eu. E ca cum eu lucrez, tu vezi? E ca uite-te, e ca uite, asta e echipa mea. Și că asta e doamna producătoare. Știți? Nici copii. Sunt încă viața. Nici copii. Sunt încă zilele și sănătatea. Da. Gabi, și acum urmează să găsești cadou de la partenerul nostru, da? Nani. Da. Tu știu că știi cum arată, ți s-a plăcut punga și cred că așa e? Da. Și ești curios să vezi și acolo, că de fiecare dată... Vreau să o duc mamei mele de Paști, m-ați scutit de un cadou. Da, dar să știi că o să-i placă. Acum hai să mergem, să vedem cum ți-a fost norocul. Adică după care ușă crezi tu, la care? La este, da? Una, două, trei, patru, cinci. Din aceste cinci uși, alegi una. Și în care crezi tu, da, după care crezi tu că este cadou. Te las, ai ceva, vreo ritual? Nu? Nu știu. Când a fost Porubin, l-ai văzut? Andrușa? Nu. Andrei Porubin. Să vezi cum el făcea cu unde, cu chestii, deci și știi că l-a găsit din prima, așa că din prima l-a găsit, da. Tu n-ai așa ritual. Hai să vedem. Nu, eu după simt. Dar cineva a avut și noroc de este chiar din prima. Eu mă gândesc ori în ușa asta. Care? Asta? Da. Aha. Oi, în asta? La asta deseori mulți se uită, știi? Și unii o nimerez, dar alții mai puțin. Da. Ia să văd, al câtelea simță l-am dezvoltat? Nu știu. Dar tu ești de asta, tu nu știi cum, da? Nu ești așa, că te-ai dus, ai apucat, ești deschis. Exprunt. Păi da, dar văd că tu stai pe gânduri. Mai și acolo. Nu știu, hai, vezi. Nu știu nici eu. Că, nu, sincer, nu știu nici eu. Hai, spune, vezi. Ia să vedem. Hai. Nu, eu cred că e acolo. Două deschid pe asta. Eu cred că e în asta. Dar nu contează până la... Ei, bună ziua. Și nu-i? Nu. Dar mai este un aici. Nu, acolo ești. Aici afară. O zis, uite, vezi dacă tu te gândești că e acolo, dar te duci dincolo. Dar bun, hai te du, dar poate e acolo, dar poate nu e acolo. A, dar poate nici în astea să nu fie, da? Nu știu. Nu, cred că e în asta. Undeva este. Hai. Cred că e în asta. Ce am zis? Dar și simțit, de start am spus că e asta. Da. Dar știi de ce m-am dus acolo? De ce? Că îmi place că... Îți place ușa? Că e mare. Ia. Ți-ți place tot ce e mare, înțeleg. Nu, îmi place că... E spațioasă și poți să intri în doi acolo. Mm-hmm. Dar aici e numai una. Lasă că noi la sfârșit îmi ducem în doi. În doi, hai. Bun. Așa, mulțumesc. Ăsta e cadou. Da. Acum vezi ce era? Șalunia, vai. Ai șalunii și nu dai. Ai de toate, mă da. Da? Mulțumesc. Nu te și în asta poți să te duci la Paști, simțești Pasca, nu? Da. Mă împar, sigur că da. Dar tu știi ce idee, uite ce idee bună. Da, uite că poți să pui într-adevăr când mergi da, la... Da, și un prosop național da, și arăți așa gospodărie, știi? La slujba de Paști, de ce nu? Uite, chiar e deosebit și foarte frumos. Lemn natural, în fiecare detaliu. Nani. Cred că am să cer și eu de la partenerii mei, partenerii noștri, mai am să cer și eu așa o pungă. Mei. Da, eu doar punga, ca să-mi pun pasca, dar e frumos și cozonac. Da, deci ideea ți-am dat. Ține. Mulțumesc tare mult. Acum lăsăm gluma la o parte, n-am venit pentru cadoul ăsta, dar am venit pentru că mi-ați deschis ușa și pentru că am fost convins că din start voi fi... într-o aură pozitivă, așa cum doar alături de Aura poți fi și sănătate întregii echipe, producătorilor, celor care filmează și nu în ultimul rând, celor care ne urmăresc. Pace mai mult ca oricând. Și Hristos a înviat. Mulțumesc, Adi. Și nu la cadou. L-am luat, dar nu zice, l-am luat. Dar știi de ce ți-am luat cadou? Fiindcă tu, chiar pe mine m-a mirat faptul, n-am crezut că despre tine se spune că tu n-ai fi avut glas. Hai cântă ceva, ca să demonstrăm încă o dată lumii că tu ai glas. Și eu vreau chiar să cânți, nu știu, ce-ți vine ție? Hai cântăm un duet dacă vrei. Ce spuneți? Cum doriți? Hai, numai să știi că eu cu melismatica populară nu prea o duc. Dar mi-ar plăcea cu tine să cânt. Hai să cântăm. Hai. Ce să cântăm? Nu știu, tu gândești tu. Și așa-mi vine câteodată dorule.
Și așa-mi vine câteodată să dau cucuțit-un chiatră, să dau cucuțit-un chiatră, dorule. Din chiatră să iasă foc, măi dorule. Din chiatră să iasă foc, dacă n-am avut noroc, dacă n-am avut noroc, măi dorule. Când s-a împărțit norocul, măi dorule. Când s-a împărțit norocul, fost am dus eu la lucru, fost am dus eu la lucru, măi dorule. Bravo! Eu e, bun? E bun! E bun! Și e gustos! Bun. E gustos! Și acum, dragii mei, eu încă o dată vă reamintesc că invitatul meu de astăzi a fost Gabi, nebunul, Gabriel, nebunul. Mulțumesc, da. Aura, pentru tot! Și eu îți mulțumesc pentru acest interviu, iar noi vă rugăm să lăsați comentariile voastre, like-uri, share, subscribe. De toate! De toate! Tu deja ești mai vieți. Și desigur că vă felicităm că suntem în ajun de Sfintele Sărbători de Paști. Vă felicităm cu această frumoasă sărbătoare. Vă dorim, desigur, sănătate și pace. Să dea Dumnezeu. Asta e cel mai important. Deci, dragii mei, suntem în perioada sărbătorilor de Paști, iar cei de la Nani au pentru voi o ofertă specială. Niște reduceri foarte și foarte frumoase. De la 10 până la 15% la toate modelele de uși și parchet, evident. Așa că vă așteptăm aici, în showroom-ul partenerului nostru, Nani. Ia spune, uite-te, hai să facem o story împreună ca cu tine, da? Eu fac story, numai nu așa. Tu cât de des? Tu fiecare zi le faci sau cum? Ei, de exemplu, uitați-vă. Asta toată ziua? Asta tu azi o zi întreagă tot ai făcut? Asta e de seară. Și se uită la toate așa... De exemplu, la story s-a uitat 20.000 de oameni. Ohoho. Numai la asta. Ohoho. La asta de azi dimineață s-a uitat 13.500. Uh-huh. Și până mâine iar să uit. Clar, am înțeles. Înseamnă că... Dar trebuie să strângi, să arăți ce poți și nu poți. Să vezi măsări de minte, plombele, dacă le ai, dacă nu le ai. Gabi, nu, așa... Eu, care plombe? La mine aveam plombe. Sănătate și virtuți. Să aveți și mânca și telefon minuți și mă acolo răți muți. Sănătate și virtuți. Să aveți și mânca și telefon minuți și mă acolo răți muți. Dar așa suntem de roșie. I-am de schimbă mai și o leac. Ia pune așa. Hai, încă o dată. Dar suntem roșii. Uite. Să aveți sănătate, bucurie în toate. Nani. Lemn natural în fiecare detaliu.